cea mai frumoasă echipă a finalului de campionat. Aceasta a fost remarca făcută pe scurt de noul selecționer al reprezentativei de fotbal a României, Răzvan Lucescu. Referitor la evoluția stegarilor brașoveni în ultimele două etape din actualul sezon, peste care de 4 zile s-a tras cortina, FC Brașov a fost echipa care în cele două runde avea să piteze tot atâtea pretendente la titlul de campioană. După 2-0 pe terenul dinamoviștilor în penultima etapă, brașovenii au primit vizita bănățenilor lui Marian Iancu, formație hotărâtă să obțină toate cele 3 puncte pentru a spera la titlu în cazul în care Steaua învingea la Urziceni liderul Unirea. FC Brașov avea însă mai multe motive să dezică planurile celor de la FC Timișoara. Ultima partidă cu Răzvan Lucescu pe banca tehnică trebuia să se încheie cu un rezultat pozitiv, asta și pentru că stegarii erau invincibili pe teren propriu. Meciul de retragere al portarului Bogdan Stelea se dorea să rămână o amintire frumoasă pentru noul antrenor secund al naționalei. Cu o victorie, brașovenii aveau încă șanse matematice de a prinde un loc în cea de-a doua competiție europeană. Și, nu în ultimul rând, galbenegrii pregăteau cel mai frumos cadou medicului Laurian Taus, cel care de o jumătate de secol activează în cadrul clubului brașovean. Desigur, ar fi și revanșa pentru înfrângerea din turul campionatului, însă Lucescu Junior nici nu lua în calcul acest aspect. Important este că la capătul celor 90 de minute de adevărat spectacol, cei peste 7.000 de suporteri au fost pe deplin mulțumiți. Asta și pentru că victoria favoriților s-a concretizat cu numai 2 minute înainte de final, prin reușita lui Hatnaghi, fapt care, desigur, a mărit considerabil valoarea reprezentației. Chiar dacă brașovenii nu au prins locul pentru Europa, obiectivul echipei a fost atins cu vârf și îndesat. Nu pot decât să spun două lucruri, că sunt impresionat de băieți, că astăzi au demonstrat încă o dată, dacă mai era cazul, că o mentalitate puternică, că joacă întotdeauna cu gândul de a câștiga. Au crezut în victorie până la final, chiar dacă era dificil prin prisma informațiilor care veneau de la celelalte meciuri. Și au dorit să învingă și pe Timișoara, o echipă grea din campionatul nostru. În al doilea rând vreau să spun că Brașov este cea mai frumoasă echipă a acestui final de campionat. N-a ținut cont de interesele din stânga, din dreapta, din față, din spate și a respectat orașul, oamenii, susținătorii și a câștigat și contra lui Dinamo și a câștigat și contra Timișoarei pentru a nu lăsa loc de interpretări. O carieră impresionantă pentru Bogdan Stelea s-a încheiat odată cu ultimul fluier al întâlnirii FC Brașov-FC Timișoara. Golkeeperul stegarilor și-a păstrat poarta intactă, un motiv în plus pentru a rămâne cu inima strânsă la despărțirea de formația brașoveană. La emoțiile lui Arnold a contribuit și Răzvan Lucescu, pentru că selecționerul a fost cel desemnat să-i înmâneze micile, dar valoroasele atenții. Aș vrea să-i mulțumesc lui Bogdan Stelea pentru faptul că a acceptat în vara trecută să vină aici, pentru că a avut multe de dat acestui vestiar. A fost și un mare fotbalist, a început cariera cu tatăl meu și a terminat-o cu mine. Iar acum, împreună începem o nouă aventură, o nouă provocare și din care sper să ieșim cu fruntea sus. S-a încheiat așadar un nou episod pentru Răzvan Lucescu la FC Brașov, pentru că nu a fost singurul, dar a fost cu siguranță cel mai productiv. Și asta pentru că juniorul a renunțat la o echipă din primul eșalon pentru a prelua o formație situată pe locul 11 în Liga a doua. E o poveste frumoasă a vieții mele. E ceva senzațional. Întotdeauna e a treia oară când plec de la Brașov și de fiecare dată am plecat cu sufletul fericit, pentru că am trăit niște momente unice. Presa brașoveană a pregătit la rândul ei o surpriză ingenioasă pentru noul selecționer al României. Partea presei brașoveană primește acest simbolic cadou. Mulțumim pentru tot ce ai făcut, pentru imparțialitate. Alexandra! Ăsta este răspunsul cel mai bun la întrebarea ta. Publicul și oamenii de aici, vă mulțumesc din inimă și a fost o onoare să colaborez cu voi. Trebuie să mă adaptez la noua situație. Sunt alte lucruri de făcut.
Este o altă experiență din viața mea, iar eu sunt de principiu că experiențele te ajută, te dezvoltă, te ajută să crești ca om în primul rând. În ceea ce privește viitorul formației brașovene după despărțirea de Răzvan Lucescu, părerile sunt împărțite. Primul solicitat să-l prevadă a fost însuși noul selecționer. Problema este în mâinile patronului, domnul Nicolae. Dânsul este cel care, de multe ori mi-a plăcut să spun jucătorilor și pe fel de fel de imagini, arătând bucuria, meciurile mari, făcând sinteze și aici la Brașov și în alte părți, momente în care se ridica o cupă, cei care erau fericiți și cei care plângeau. Și mesajul era următorul: de voi depinde. Voi alegeți să fiți fericiți sau voi alegeți să fiți cu capul în pământ. Voi trebuie să știți să dați totul ca să fiți fericiți, dacă vă doriți asta. Dacă nu, înseamnă că veți ieși cu capul în jos. Așa și aici. Domnul Nicolae știe cel mai bine ce are de făcut. Să continue și să fie frumos sau lucrul să se blocheze. Octogenarul Laurian Taus, medicul echipei brașovene, activează de 50 de ani în cadrul clubului, iar momentul ales pentru a marca acest eveniment a fost pauza meciului. Tata Ucu, așa cum este cunoscut sărbătoritul serii de către toți brașovenii, a primit o plachetă, flori și un tricou cu numărul 50. Fosta gloria stegarilor, Ioan Naghi, a fost cel care i-a înmânat longevivului doctor în semnele aprecierii și respectului.